proiecții video, întâlniri cu regizorii și discuții în laboratoare de creație. Timp de 5 zile, orașul Chișinău găzduiește Festivalul Internațional de Film Documentar Moldox. În cadrul evenimentului sunt rulate filme de actualitate, inclusiv pe tema migrației și a conflictului dintre generații. Cea de-a șaptea ediție a Festivalului Moldox a început cu proiecția unui film despre Ucraina al regizoarei americane Katia Soldak. Regizoarea Katia Soldak a realizat un film despre Ucraina încă în anul 2020. Autoarea prezintă evenimentele din această țară prin prisma vieții unei ucrainence care și-a părăsit locurile natale în tinerețe. Sunt bucuroasă să fiu aici, să vă prezint filmul. Acest film a devenit mai actual din momentul în care Rusia a pornit războiul împotriva Ucrainei. Publicul și participanții la festival au urmărit cu atenție evenimentele din cadrul programului. Desigur că foarte interesant pentru toți locatarii Caholului, adică să fim inspirați și cu alte filme, cu alte teme din alte țări. Anul ăsta tema filmelor este despre schimbarea și diferența între generații și cum au evoluat ele. Sunt filme documentare și despre refugiați, despre războiul din Ucraina. Organizatorii susțin că evenimentul a devenit o tradiție pentru această regiune și se bucură de un mare interes din partea participanților. Festivalul Moldox este de fapt la a șaptea ediție. Se întâmplă de fiecare an în Cahul, la sfârșitul verii sau la începutul toamnei. Nu este o inovație pentru cahuleni, dar cu siguranță și noi am crescut de-a lungul timpului, de asta suntem mult mai mari și mult mai vizibili. Moldox e despre oameni și despre experiență noi. Tema acestei generații este, tema acestei ediții este generații și decalajul între generații. Eu cred că Festivalul Moldox este deja foarte bine pus pe picioare. Dar vreau să le mulțumesc mult, în special Suediei, țărilor de jos, bineînțeles Germaniei, României, Cehiei, state care prin instituțiile de cooperare culturală sau prin misiunile diplomatice susțin acest festival important. Festivalul Internațional de Film Documentar Moldox se desfășoară la Cahul în perioada 24-28 august.